Bine v-am regăsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna aceasta, panou de afiș a tuturor instituțiilor de presă, celor care sunt în goană după senzațional, a fost subiectul transnistrean, mai bine zis situația din zona de securitate a regiunii transnistrene a Republicii Moldova. Mai mult ca atât, la acest subiect s-a adăugat și declarația ministrului apărării Vitalie Marinuță. Mai bine zis, unii comentatori, politicieni, cât și jurnaliști au agitat atât de mult spiritele, încât au creat și o adevărată isterie mediatică, dacă putem spune așa. Vreau să citez din interviul ministrului ce a declarat Vitalie Marinuță. Vitalie Marinuță declară: vreau să menționez că suntem gata să dăm riposta cuvenită unui atac din partea forțelor transnistrene. Cetățenii trebuie să aibă încredere în forțele armate naționale. În același timp, trebuie să înțeleagă faptul că premise pentru declanșarea unui conflict militar pe Nistru nu sunt, cu toate că situația este destul de tensionată, problematică. Discuție, numai prin negocieri, numai prin măsuri pașnice și măsuri exclusiv politice poate fi depășit acest conflict pe Nistru. Mai mult decât atât, am menționat în mod deosebit necesitatea excluderii oricăror bariere de tip frontiere, administrative sau de altă natură care au fost instalate sau care posibil să fie instalate pe teritoriul Republicii Moldova. Textul, așa cum este formulat, duce la aceea că părțile trebuie foarte atent, prudent, cu înțelepciune și cu calm să trateze subiectele care sunt pe agenda de astăzi, dacă vreți. Și să ia toate măsurile necesare ca în mod pașnic și constructiv să se clarifice orice situație, dacă vreți, de tensiune care ar exista în zona de securitate de pe Nistru. Este o declarație absolut responsabilă, consistentă, care permite, pe de o parte, părților implicate în negocieri să aibă un punct de referință. Ședința cu ușile închise a Parlamentului a avut loc iarăși cu scandal. Era vorba despre subiectul transnistrean. După ce deputații au decis totuși că această ședință să aibă loc cu ușile închise, comuniștii au deschis ușile și i-au invitat pe jurnaliști în sală. Liberalii i-au alungat. După ce deputații au anunțat că ședința va avea loc fără prezența presei, comuniștii au deschis ușile și i-au adus pe jurnaliști în sală. Nu vă lăsați provocați de comuniști. Hai, îi zic că voi ar vrea să dați de comuniști. Voi vor să biretoneșeați de lucrările Parlamentului. Și așa o fac. Stăliniști. Deci vă rog. Atunci când Republica Moldova înregistrează progrese pe calea integrării europene, apar provocări în special venite din partea Tiraspolului, susține președintele țării Nicolae Timofti. Acesta a convocat în această săptămână Consiliul Suprem de Securitate, la care, apropo, acest subiect nu s-a discutat. Asculta, cineva dorește și cu regret vă spun, asta o sunt și eu, și analizând comportamentul separatiștilor și a unor oameni, așa spun, din alte structuri, altor state, și pe mine mă îndreaptă spre acest gând că cineva dorește destabilizarea situației în Republica Moldova și noi avem deja experiență că atunci când Republica Moldova ajunge la o etapă de rezolvare a propriilor probleme legate de aderare la Uniunea Europeană, atunci apar situații de-astea provocatoare din partea transnistrenilor, din partea susținătorilor ei. Subiectul transnistrean este urmărit cu mare atenție și de liderii altor state. De exemplu, președintele ucrainean Viktor Ianukovici a spus președintelui nostru că urmărește cu mare atenție rezolvarea pașnică a acestui conflict. Am avut ocazia să vorbesc și cu domnul Ianukovici, care mi-a spus că ultima acțiune legată de așa lege privind frontierele autoproclamate
Republicii Transnistrene, care eu personal nu o să o recunosc niciodată. Și vreau să vă zic că el a spus că a dat indicație domnului Cojara, ministrul de externe și președintele în exercițiu a OSCE, ca să studieze problema și să-l informeze pentru a lua o poziție față de această problemă. Situația de la Banca de Economie a fost discutată cu ușile închise de către Parlament. Comisia de specialitate a prezentat raportul. Liderul PL, Mihai Ghimpu, consideră că vinovat de toată situația de la Banca de Economie se face tradițional fostul premier Vlad Filat. Situația Băncii de Economii din Moldova de asemenea a fost discutat în Parlament cu ușile închise. Raportul Comisiei privind Banca de Economie a fost examinat de către deputați, în timp ce liderul PL Mihai Ghimpu consideră că vinovat de problema Băncii de Economii este fostul premier Vlad Filat, deputatul PLDM Valeriu Străleț infirmă această declarație. Banca de Economie a fost furată. Gaschevici are lucrat ca director la bancă mulți ani. Și a lucrat și până la ziua când a devenit Vlad Filat prim-ministru. Banca de Economii a fost profitabilă până în 2010, până a început să dirigeze, astea sunt premii indirecte, guvernul. Dar guvernul era Vlad Filat prim-ministru. Cu Banca de Economii. Doar 4% din aceste credite au fost cumva discutate la Consiliul de Administrare al Băncii. Restul, circa 90% au fost date prin decizia unilaterală a managementului executiv al băncii, în privința căruia la momentul de față este intentată o acțiune penală care sperăm să se finalizeze cu careva concluzii și rezultate. Declarațiile provocatoare prin care ar fi reieșit că primul ministru de atunci, domnul Filat, ar avea careva atribuții față de tranzacțiile care au fost făcute la Banca de Economii sau că Partidul Liberal Democrat ar avea careva atribuții. Sunt declarații total lipsite de sens. Și liderul PCRM consideră că cineva a avut interesul asupra Băncii de Economii. Toți, cu orice fel și orice chip, foarte mulți, mai bine să spun, doreau să pună mâna pe pachetul de control acestei bănci. Noi când am venit la guvernare în 2001, în aprilie, acest pachet a statului în această bancă constituie deja numai 56%. Pentru a asigura acei deținători, care sunt cetățenii Republicii Moldova, majoritate foarte mare, pentru că ei dețin niște conturi cu sume foarte mici, foarte cel mai necesar, noi să precautăm decizia de a naționaliza această bancă. Potrivit raportului prezentat astăzi în Parlament, fostul președinte al băncii a prezentat informații false despre situația financiară de la bancă. Deocamdată deputații nu au hotărât care va fi soarta Băncii de Economii. Lăudat, dar și huiduit, asta a pățit primarul capitalei Dorin Chertoacă în această săptămână, care a prezentat raportul de activitate al municipalității pentru ultimii ani de activitate, deși mai are încă 2 ani de mandat. Mai multă lume s-a adunat să-l asculte, dar și să-l critique. Așa a început prezentarea raportului de activitate a Primăriei Generale a Capitalei. Asamblarea în premieră pentru Republica Moldova a 30 de troleibuze la standarde europene. Finalizarea reconstrucției și amenajării lacului din Parcul Valea Morilor. Modernizarea a 11 străzi și intersecții a unui pod și a unui pod în cadrul programului Genesis. Mai mult chiar decât s-a promis anul trecut. Mai mult decât atât, bugetul pentru drumuri a crescut de 4 ori, iar suprafața reparată în ultimii 6 ani este mai mare decât suprafața reparată în primii 18 ani din 1989 încoace. Alocarea cel puțin 4 milioane lei pentru fiecare suburbie pentru reparații și investiții, în așa fel având loc dublarea investițiilor față de anul 2012 și respectiv creșterea investițiilor în suburbii de 10 ori față de anul 2007, adică cu 1000%.
asigurarea susținerii și finanțării suburbiilor în volum total de peste 1 miliard de lei în ultimii 6 ani. Raportul de activitate al primarului general de Chișinău, Dorin Chirtoacă, a stârnit atât aplauze cât și proteste din partea celor prezenți la eveniment. În timpul discursului edilului capitalei a izbucnit un adevărat conflict între cei care îl susțin sau nu pe primar în activitatea sa. Astfel, cetățenii s-au împărțit în tabere diferite. Chirtoacă e un primar foarte competent și nu trebuie dispus, cum spun alții, că nu a făcut nimica. Nu e adevărat. Domnul Chirtoacă strădui din răzputeri și face tot chipul ca să fie bine pentru oraș. Dar mulți nu înțeleg. Eu, de pildă, văd panourile astea, placatele astea scrise în altă limbă. Nu este acea persoană care poate să ne, adică să dezvolte orașul acest și vrem alegeri, vrem referendum. Chirtoacă nu este persoană, desigur, trebuie să fie alegeri. Îl susțin pe domnul Chirtoacă și să-i dea Dumnezeu să-l vedem și un președinte de țară. Credeți că dumneavoastră își va propune și alte obiective ca să ne atingă? Desigur, desigur, fiindcă e tânăr, e energic, e gândire pro-europeană și face tot posibil ca noi, într-adevăr, să ne simțim într-o capitală europeană. Cu această ocazie, Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal și unchiul primarului general al municipiului Chișinău, i-a înmânat edilului medalia Gheorghe Ghimpu pentru că a ridicat monumentul victimelor regimului totalitar comunist, care va fi instalat în fața gării Chișinău în acest an. Cea mai importantă problemă care a rezolvat-o primarul general Dorin Chirtoacă este monumentul ridicat care va fi dezvelit la gară în memoria celor deportați. Acest monument trebuia ridicat de mult. Cunoașteți că piatra a instalat-o fratele meu Gheorghe Ghimpu în 90. Au trecut câți ani? 23. Și uitați-vă care este, cum să spun eu, viziunea, mentalitatea moldovenilor. A trebuit să treacă 23 de ani ca să vină nepotul lui Gheorghe Ghimpu și să ridice monumentul. Nu s-a găsit nimeni altceva pentru aceasta. Iată de ce înainte de dezvelirea monumentului, în ziua raportului, am să-i atâng domnului primar general medalia Gheorghe Ghimpu. Iată, uitați-vă! Mulțumesc, domn primar general, pentru faptul că în sfârșit ai ridicat durerea neamului nostru, care mulți patrioți, policieni, o folosesc pentru binele lor, pentru a obține mandat deputat, de prim-ministru, de ministru, pentru a amăgi poporul în continuare că trăiască bine. Îți doresc succes și unei îți dorești în care funcție acolo să ai sprijinul Partidului Liberal. Succes și sănătate! Chișinău este, ca și toată Republica, un teritoriu vechi, sovietic, împutregai, comunist. Și când vorbim că vrem să avem drumuri bune, fără bani, că vrem să avem casă ca în Europa, când ele sunt toate ca lui Hrușov sau ca lui Brejnev, seamănă cu ei. Asta este o naivitate. Sau un om care nu pricepe în genere ce se întâmplă în viața aceasta. Cu toate acestea, primarul general a schimbat multe lucruri. Și schimbă. Primarul general a fost asaltat cu întrebări chiar și după finisarea timpului alocat pentru întrebările din partea publicului. Rușine! 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 Rușine!
А можно мне вопрос? Почему вы как примарии? Можно? Нет, не надо. Давайте отвечать на вопрос. Primarul general al Chișinăului prezintă pentru a șasea oară consecutiv raportul de activitate al primăriei Chișinău. Încă un subiect cu scandal săptămâna aceasta, Mitropolia Moldovei a anunțat că deputații care au votat pentru legea care asigură egalitatea șanselor vor fi lipsiți de dreptul de a se împărtăși în biserică. La rândul lor, deputații au venit cu replici. Șeful meu este Dumnezeu și a tuturor creștinilor. Și nimeni nu poate interzice să spun tatăl nostru, să zic Doamne, Doamne, hai că mi-amintesc acum, crezul. Trebuie să de cacu și le spun eu o vorbă lor creștinească. Doamne, Doamne, cere stai, noi putem te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm. Asta se adresează dumnealor. Cum adică să interzici creștinul să meargă la biserică, să-și facă cruce? De adoptarea acestui act legislativ, în varianta în care a fost adoptat la noi, a depins parcursul nostru de mai departe, ca să ne apropiem cât mai repede de standardele de viață civilizate, ca să avem dreptul la liberă circulație și totodată noi ne-am păstrat autenticitatea noastră. Noi nu am atins Institutul Familiei, n-am atins Institutul Adopției, n-am atins Educația, n-am atins cultele religioase. Acestea sunt excepții de la lege. După ce noi de două ori în Parlament am înaintat propunerea de a modifica această lege nenorocită despre așa numită nediscriminare, n-am propus de schimbat într-un singur aliat de exclus cuvintele orientare sexuală. De două ori. De două ori, așa numiți alianți pentru dreptate, democrație, pentru ce mai luptă ei. Dacă se mai luptă. Nu ne-au susținut. Și noi, într-a doua oară, am luat și am numărat în sală, am luat lista prezenți, celor prezenți și care nu au susținut această propunere. Și această listă, sub semnătura mea, între măsurilor, i-am transmis în alt preasfințitul mitropolit al întregii Moldovei și a Chișinăului, Vladimir. Și am indicat în această listă cine au fost acele persoane care nu au susținut de a modifica legea. Ei bine, la scurt timp, Mitropolia a venit și cu o precizare pe site în care spune, ținem să precizăm că membrii sinodului doar atenționează puterea de vârf asupra măsurilor canonice care ar putea fi luate ulterior și nici de cum nu a luat o hotărâre de excomunicare a cuiva din sânul Bisericii Ortodoxe. Iată așa. Săptămâna aceasta, locuitorii capitalei, în special cei care stau la etajele superioare ale blocurilor, au putut urmări un fum dens în zona de sud-est a capitalei. Un incendiu a izbucnit la o fabrică de prelucrare a lemnului, iar flăcările s-au extins cu repeziciune. Era puțin peste ora 14 când un fum dens a fost observat în zona străzii Muncești din capitală, un depozit de la o fabrică de prelucrare a lemnului a luat foc. Flăcările nu au cruțat nimic din ceea ce era în interiorul fabricii, așa că angajații întreprinderii au scos cât era cu putință lemne, dar și alte obiecte ușor inflamabile. În rest, nu au știut nimic. S-a aprins, dar nu știm ce cauză. Și v-a chemat, nu știți afară? Nu ești afară, da, nu ești afară, și am putut din partea noastră, am scos niște butulii și am scos, dar așa nu știm nimic. Noi aici afară arde tot crâșa, arde sărie șiferul, dar și ne-au pus și am scos căldările cu care s-a prinde ușor, care, cu lacul acestea care le lăcuiesc. La ora 14:45, pompierii au fost alertați prin telefon, iar 12 autocisterne și 2 autoscări au fost prezente pentru a lichida incendiul. Peste 80 de pompieri salvatori au fost mobilizați. Cauzele totuși rămân necunoscute. Deci e prematur să vorbim despre cauză și despre pagube materiale. După lichidarea incendiului vom putea vorbi și despre pagube și cauze prealabile. La fața locului a venit și ministrul de interne. Este bine că tot acest fum nu a trecut în oraș. De asemenea, pompierii și salvatorii și-au făcut foarte bine treaba să izoleze materialul incendiar. Prejudiciul material urmează să fie stabilit. Incendiul a afectat peste 3.000 de metri pătrați din acoperișul depozitului. Schimbăm un pic subiectul. Criteriile după care se conduc unii angajatori atunci când invită persoanele la un interviu sunt de la buna instruire în domeniu până la zâmbetul plăcut.
Unii angajatori preferă discuția tete-a-tete cu viitorii angajați, în pofida faptului că inițial propunerile pe piața muncii sunt plasate doar pe internet. Astfel, angajatorii dau prioritate interviurilor individuale în detrimentul CV-urilor. Le analizăm, invităm toată lumea la interviu, dar preferăm, de fapt, persoana să vină față în față cu angajatorul, fiindcă aflăm alte date care sunt indicate în CV și aflăm însăși persoana așa cum este și din punct de vedere psihologic o analizăm. În cadrul unui training, 10 de persoane au însușit arta elaborării unui CV. Mai mult de atât, au dansat și au vorbit concomitent pentru a se antrena în cursa pentru ocuparea cel mai bun post de muncă. И когда работодатель читает ваше резюме, он тем более, он слышит, он читает, он понимает, он хочет понять, что этот человек даст в моей компании. Для каждого человека важен результат. Diana Vulcu susține că, în mare parte, rata de angajare în câmpul muncii depinde de nivelul de instruire. Cu cât este mai educată persoana, cu atât își poate găsi mai ușor un loc de muncă. Astfel, pentru angajatori nu este prioritar o ținută impecabilă, dar este necesară cunoașterea avansată a domeniului aplicat. Pentru un operator care lucrează cu clienții, respectiv prioritare sunt studiile, nu impunem o anumită vârstă, nu facem discriminare între sexe, între rase. La rândul lor, alte companii dau prioritate CV-urilor, dar sunt mai severi la capitolul ținută, machiaj sau chiar zâmbet. Безусловно, очень важно в первое впечатление, которое оказывает кандидат на рекрутера или на представителя компании. Существует также мнение, что многие из работодателей принимают решение в первые 5-10 минут ведения переговоров с кандидатом. Поэтому, конечно, очень важно, как выглядит кандидат. То есть, безусловно, здесь вот очень важна эта истина, встречает по одежке, провожает по уму. În trimestrul întâi al anului 2013, rata șomajului a crescut față de trimestrul întâi al anului precedent cu până la 11.000 de șomeri. Zeci de tablouri, cărți și lucrări ale unei dintre cele mai renumite personalități ungare, Miklós Banfli, au fost expuse în această săptămână aici, la Muzeul Național de Istorie. La eveniment au fost prezenți diplomați, dar și oameni de cultură. 10 de tablouri, cărți, lucrări ale unei din cele mai renumite personalități ungare, Miklós Banfi, au fost expuse în cadrul Muzeului Național de Istorie. La eveniment au fost prezenți atât oameni de cultură, cât și diplomați. Diferite desene ale contelui Miklós Banfi, care a fost făcute în calitatea sa de caricaturist, adică dânsul a urmărit mai multe conferințe internaționale și a avut un interesant hobby, unde șezând pe loc, adică, bineînțeles, urmărind ședințele. În această dată, dânsul a desenat oameni politici, diplomați și personalități care acolo au avut rol. Și oficialii din Ungaria au salutat ideea organizării unei astfel de expoziții, deoarece Banfi a contribuit la dezvoltarea artei și în același timp politicii pe plan internațional. And I'm very grateful for Zsuzsa Szebeni and for the Theater Museum in Budapest to bring this exposition now to us and make Count Banfi more known in Europe. Contele ungar Miklós Banfi s-a născut în anul 1873 și a murit în 1950. Acesta a fost un politician maghiar, scriitor, grafician și scenograf. Banfi a mai fost și ministru de externe al Ungariei.
La 22 iunie s-au împlinit 72 de ani de când forțele hitleriste au atacat URSS, partea căruia era și teritoriul actual al Republicii Moldova. Indiferent de cum sunt tratate acele evenimente istorice, cert este că atunci au murit mii de bărbați, femei și copii. Primii care au venit să depună flori la complexul memorial Eternitate au fost cei din Partidul Comuniștilor, în frunte cu liderul PCRM, Vladimir Voronin. Războiul în care au căzut numai din partea sovietică peste 26 de milioane cetățeni, inclusiv 3 milioane 700.000 de comuniști. Nu știu ce inimă și suflet trebuie să ai ca să nu te înțelegi. Поступила в школу в первый класс в 41 году. А в это время заканчивали школу 10-классники. И они, понятно, их мечта какая была. Была мечта, когда они заканчивали 10 класс. Но у них оказалась мечта совсем другая. Они после 10 класса шли добровольцами для того, чтобы защищать свою родину. Это грустный день, это печальный день. Но несмотря на это, мы приходим и отдаем память всем тем, кто здесь похоронен, кто сложил свои головы за наше счастье, за наше будущее. Спасибо всем, кто здесь лежит, за то, что мы живем. Это что-то было ужасно. Сидели, дрожали. В любой момент мог приехать, забрать. După câteva zeci de minute și-au făcut apariția cei din Partidul Renaștere, cât și reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Это день скорби, день, когда началась Великая Отечественная война. Самая страшная война для судьб советского народа, для семьи каждого человека, который жил на территории Советского Союза. Для нас это день памяти, памяти всех тех тысяч и тысяч миллионов людей, которые погибли, которые сделали все для того, чтобы мы сегодня жили, для того, чтобы наши семьи, наши дети, наши внуки жили сегодня. Мы помним и чтим память сотен и сотен тысяч людей, благодарны им и всегда будем чтить память, будем стараться приходить не только на 9 мая, как святой для нас праздник, но и 22 июня, день памяти и скорби всех погибших в Великой Отечественной войне. Începutul al doilea război mondial, care și pentru Moldova este o zi importantă. În acea zi, în dimineața acelei zile, au decedat mai mulți concetățeni ai noștri și evident că noi, generațiile în acțiune, suntem obligați ca să comemorăm, pe de o parte, și totodată să condamnăm și să întreprindem acțiuni ca așa evenimente triste să nu mai aibă loc niciodată pe, în primul rând, pe pământul Republicii Moldova și, evident, că în toată lumea. Considerăm că pentru întreg poporul moldav, pentru țara noastră, este o zi de doliu. Este ziua începutului marilui război pentru apărarea patriei și o zi de agresiune împotriva țării noastre. În urmă cu 72 de ani, în dimineața zilei de 22 iunie 1941, Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică. În timpul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a suferit cele mai mari pierderi umane. Cifra celor uciși a depășit 26 de milioane. Atât pentru această săptămână, ne revedem la o nouă ediție, sâmbăta viitoare, pe curând!